Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova, a lăudat realizarea sensului giratoriu de pe drumul național numărul 1, intersecția spre localitatea Păulești. În același timp, șeful Consiliului Județean Prahova a anunțat că în perioada următoare va mai fi realizată o astfel de investiție, de această dată pe DN1D Albeș-Ciorani, în intersecția spre localitatea Bărăitaru. Am reușit să terminăm, mi-am să aminte, l-am văzut pe domnul Apostol, într-un timp record, rondul, sensul giratoriu de la, cum se cheamă ăla, de la Păulești, DG cu ce? Încă nu știu numărul, DG? DG 155 cu DN1. Domnul Apostol chiar a stat într-o seară până pe la 11 seara acolo, călare pe constructori. Un parteneriat al nostru cu Gnairu, sincer, deși investiția e mică și până la urmă am vorbit cu primarul de la Păulești pe telefon, că și el era la fel de încântat, până la urmă Cristi Apostol, domnul Sandu, au susținut destul de mult proiectul ăsta și ne-am ocupat cu atenție ca să mișcăm birocrația de la Gnair. Practic mi-a zis primarul așa în viteză și m-a șocat că, bine, el a zis că în ultimii, nu mai știu în câți ani, ultimii ani, au murit aproape 50 de persoane în zona aia. Ceea ce ți se pare, dacă ești un om așa, ți se pare incredibil de șocant și din cauza asta, fie că murim cu Gnairul de gât și cu toată lumea, e obligația noastră ca toate punctele astea negre din județ să le luăm și să le facem, măcar că am salvat măcar o singură viață și tot merită lucrul ăsta. Mă bucur mult că am reușit să facem asta, poate nu mai lua critici, că oamenii o să fie nevoiți să încetineze, să încetinească mașina acolo, dar mai bine puțin, puțin de tot mai târziu decât niciodată, măcar pentru o singură persoană și tot merită lupta asta. Astfel de investiții vor fi realizate în mai multe zone din județul Prahova. În orice caz, ne-am angajat să le luăm pe toate punctele negre la rând și să le închidem pe toate. Următorul e Bărăitaru, e pe zona aia spre Baba, știe lumea unde e Bărăitaru, ține de Drăgănești. Doamna Vasile nu ține de Baba, Ana ține de Drăgănești, trebuie să vă mai învățăm puțină. Dar zona e bună, să știi. Reprezentanții Consiliului Județean Prahova au realizat o hartă a zonelor în care au loc frecvent accidente grave și au anunțat că vor realiza mai multe sensuri giratorii necesare siguranței circulației.